Reghinenii care își doresc un loc de muncă în străinătate îl pot obține mai ușor prin intermediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Mureș și al rețelei EURES. EURES reprezintă o rețea de cooperare între serviciile publice de ocupare europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a lucrătorilor în cadrul spațiului european. Partenerii serviciilor publice de ocupare în cadrul acestei rețele sunt sindicatele, organizațiile patronale și ANOFM. Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană. Dacă cei care vor ca să meargă să lucreze în străinătate și tinerii sunt interesați, noi avem portalul EURES, unde avem adresa www.eures.anofm.ro, în care ei pot ca să vadă zilnic oferta locurilor de muncă din țările Uniunii Europene. Directorul executiv AJOFM Mureș, Regina Fărcaș, spune că în Germania este o cerere foarte mare pe piața muncii în domeniul gastronomiei și nu numai. De exemplu, în Germania, în domeniul gastronomiei, există o cerere foarte largă. Aici condiția este ca să se cunoască limba germană. Pentru medici, asistente medicale, iarăși există ofertă bogată și atractivă, deci material este bine, sunt bine motivați. Meseriile tehnice, inginerii. Deci, chiar și astăzi, de exemplu, la Reghin se solicită inginer zootehnist, inginer agronom. Și la nivelul județului, oferta pe piața muncii este variată. De asemenea, la Reghin sunt vacante acum un număr de 42 de locuri de muncă. În acest moment, în județ avem în jur de 290 de locuri de muncă, pe Reghin avem 42 de locuri de muncă, deci destul de bine. Bine, acestea se schimbă de la o zi de la alta sau de la ora la alta, dar fiecare persoană care își caută un loc de muncă este bine să treacă cât mai des pe la oficiul forței de muncă, cum este cunoscut, că așa este cunoscut, deci pe la agențiile, punctele de lucru, să cunoască oferta angajatorilor, dar să își și depună oferta, deci adică CV-ul și scrisoarea lui de intenție. Punctul de lucru Reghin al AJOFM funcționează de luni până joi între orele 8 și 16.30, iar vinerea între orele 8 și 14. Aici, atât angajatorii cât și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă beneficiază de consiliere, mediere, cursuri de calificare gratuită și nu numai.